lămpile UV, viziere, acoperitor, pantofi, care se folosesc tot la combinezoane de protecție, da? Alate unică folosite, alate impermeabile, tot ce ați avea nevoie acum de început. Este o gură nesperată de oxigen, care ne ajută încă 2-3 săptămâni, asta în condițiile în care oamenii încep să respecte regulile de distanțare, de purtat măștii și de igienă sanitară. Facem apel în continuare la responsabilitatea oamenilor, că practic fiecare luptă se duce cu noi înșine, să fie alături de noi și să ne ajute să depășim acest moment dificil. Avem 48 de paturi în total, 12 paturi la care avem oxigen și ne vor fi adresați pacienții de la Spitalul Victor Babeș după o prealabilă evaluare a lor la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș. Asta înseamnă că vom primi forme medii, dar nu severe, având totuși posibilitatea de a primi forme severe, nu avem anestezie, terapie intensivă, dar încercăm să degrevăm Spitalul Victor Babeș, să ușurăm situația de acolo prin internarea pacienților cu formă medie de boală.